Deci o să vă vorbesc aici despre un curs pe care îl țin la Facultatea de Sociologie de metode calitative. Un curs de cercetare în metode calitative, care o să vă încerce să vă arate cum se poate face cercetare, cum putem să înțelegem lumea din jur, în moduri care sunt diferite de cele care cer să numere sau să facă chestionare sau să citească statistici. Este un curs care se bazează mai mult pe ideea de înțelegere a unor fapte probabil mai reduse ca spațiu și timp, decât de numărare și a avea o viziune, să spunem, obiectivă la nivel național. E greu să faci metode calitative, dar e destul de amuzant și cred că o să vă placă. Și ceea ce e foarte interesant aici, zic eu, este raportul dintre fapte și înțelegerea lor. Pentru că, spuneam, cursul ăsta este bazat pe un efort de înțelegere și înțelegem, normal, uitându-ne la niște fapte. Datele din jurul nostru, care de obicei sunt văzute ca niște date obiective, reale. Și primul lucru pe care trebuie să-l dezînvățăm este că datele nu sunt întotdeauna obiective și cu siguranță sunt reale doar în măsura în care noi le interpretăm într-un fel sau un alt fel. Da? Există o mulțime de teorii și o mulțime de oameni care vorbesc despre faptul că, să zicem, faptele sunt sacre, interpretarea e liberă sau opinia e liberă. Și acest raport dintre interpretare și fapte poate și trebuie să fie cumva analizat și discutat. Și pentru această discuție cred că aș vrea să vă povestesc o mică poveste ca să ilustrez ceea ce vreau să fac în acest curs. Ca să dau un exemplu, îmi aduc aminte de ceva prin care am trecut eu și o mulțime de alți oameni care au mers la școală și au citit manualele de română. Și unii din voi își amintesc, alții vor fi făcut la școală povestirea lui Moșii Înroată și Unirea. O știți pe aia că vine boierul tânăr și vrea să-i lămurească pe țărani că e bine să se unească Moldova cu țara românească. Moșii Înroată e bătrân, e țăran și nu înțelege cum e asta. Și atunci boierul, ca să-l facă să priceapă, îl pune să trimită să care un bolovan de unul singur, nu poate, îi trimite pe alți țărani să-l ajută, pot tot și boierul tânăr le explică cum a venit el la Paris, că uite, vezi, Moșii Înroată, Unirea face puterea. Și Moșii Înroată îi spune, asta e povestea lui Creangă, că asta a înțeles-o el, dar problema e că dacă și pe viitor, după ce se face Unirea asta minunată, tot ei țăranii o să care bolovanul, el nu e chiar așa de fericit. Acum, ce e fapt aici? Toate faptele astea au fost narate de Creangă. Și fac o povestioară drăguță care mulți ani, nu știu dacă încă, făcea parte din manualele noastre de istorie sau de literatură. Atunci când eu m-am dus la școală și am auzit această poveste, evident că era sub comunism și ni se spunea și noi înțelegeam din asta că, firește, ceea ce înțelegem din această poveste, faptele de acolo sunt că țăranul era exploatat și vrea să spună exploatatorului că lui nu-i convine asta. Ceea ce, da, este în povestea lui Creangă. Mulți ani după, când am făcut, prin anii 90, când aveam problemele cu războiul din fosta Iugoslavie și după luptele dintre români și maghiari de la Târgu Mureș, am citit încă o dată povestea asta și am înțeles că ce se poate vedea în povestea asta și nu vedeau probabil învățătorii noștri pe vremea aia, este că țăranul moldovean Moș Înroată nu se simțea deloc român. Nu vedea niciun sens în a se uni cu frații lui Valahi și că bietul boier se străduia cu treaba asta. Ori, morala acestei povești și acestui curs este că în funcție de situația în care ne aflăm și modurile în care interpretăm realitatea, vedem lucrurile diferit. Faptele nu mai sunt fapte. Pe de o parte îl avem pe Moșii Înroată în anii 80 ca pe un luptător împotriva exploatării, în altă parte în anii 90 îl vedem ca pe un mod în care mitul ăsta al națiunii și al țăranului care este întotdeauna român este subminat de această poveste care firește a fost scrisă de un om de Creangă în momentul când România abia se făcea și părea relativ natural că țăranii nu se simțeau extrem de români.